Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Azi vă prezentăm recenzia telefonului Olio X3 Soul Plus. V-am prezentat deja multe telefoane din gama X3 Soul. E vorba despre X3 Soul, X3 Soul Mini, Lite, Style și Pro, iar acum e rândul lui Plus. El a debutat în luna iunie acestui an și în acest moment costă 1599 de lei. Avem de a face cu un telefon mid-range, bine dotat, cu un corp metalic și un adevărat terminal al anului 2016 care rivalizează cu modelele Samsung Galaxy A 2016. Vine cu port USB Type-C, de asemenea are scanner de amprente în față, ceva atipic pentru terminalele din ziua de azi, mai toate la un spate aici, și îl vedeți într-o nuanță aurie aici. Are și un motto acest model, conform celor de la Allview, no boundaries, adică fără limite. Discutăm întâi despre design, avem de face cu un telefon cu o carcasă metalică unibody, fabricată în proporțiile 97% din metal, vine pe auriu, seamănă puțin cu un Galaxy A din față și măsoară 7,6 mm în grosime, deci destul de subțire, și cântărește 175 de grame. E cu 3 grame mai gros decât un Galaxy A7 2016 și cu 0,3 mm mai gros, deci în mare cam aceleași dimensiuni. Panou 2,5D în față, construcție solidă, construcție premium. De asemenea, avem această bandă albastră interesantă care merge de jur împrejurul telefonului. Avem una în spate și una mai spre față, conferă un look inedit și aș spune unic acestui model. Mai departe, aflați că telefonul este angular, dar comod, stă bine în mâna utilizatorului. Puteți uita de utilizarea cu o singură mână, dacă aveți mâna mică cel puțin, pentru că este un telefon destul de lung și destul de lat. Butoanele laterale sunt comode și cel home este comod și este un telefon de 5,5 inch cu muchi înguste ale ecranului, bine construit și elegant. Când vine vorba de set display, interacționăm cu un IPS LCD aici, cu rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inch. Avem protecție Gorilla Glass 3 și muchi înguste ale ecranului, plus acel panou de 2,5D despre care am vorbit mai devreme. Hai să vedem cum stăm cu aplicația video. Iată aici și hai să dăm play la obișnuitul nostru clip de test. Iată-l. În player găsim opțiuni precum cea de pop-up play și cea DTS. Știu, nu se numește pop-up play, dar așa o numim generic. Plus reglaje pentru aspect. Când vine vorba de experiența vizuală, ecranul este destul de luminos, culorile sunt bine calibrate, unghiuri largi de vizualizare, contrastul în bătaia soarelui, ce e drept, nu e chiar impresionant. E mai degrabă un ecran de folosit la interior. Hai să vedem dacă confirmă acest lucru și testele noastre. Avem de-a face aici cu un ecran cu pixel cu aranjament RGB stripes, iar apoi la testul cu luxmetrul am atins 382 de unități lux. Nu este un rezultat foarte bun, era ideal dacă era măcar un 400. Este cu un lux peste Sony Xperia 10.5 Premium, depășim și HTC One M9 și LG G5, dar suntem sub Allview X3 Soul Style, spre exemplu. Rămâne un ecran bun mai degrabă de folosit la interior, iar când vine vorba de setări dedicate acestui display, avem nivel de luminositate, Adaptive Brightness, Economical Backlight, stil și mărimea fontului, Wallpaper, Sleep, Daydream și cam atât. Nu avem modalități de personalizare a coloritului, spre exemplu. Mai departe, trecem la alte router hardware și ne oprim asupra procesorului, care este un MediaTek Helio P10 Octa-Core cu GPU Mali-T 860 și primim și 4 GB de RAM, plus 32 GB de stocare, dar și slot microSD, care va înlocui unul dintre sloturile SIM. Aflați că terminalul nu suferă de lag, totul rulează foarte fluid, indiferent cât de multe aplicații aveți deschise în fundal, aplicațiile se vor deschide ok, vor rula ok, nu am avut absolut nicio problemă, inclusiv cu jocurile care s-au mișcat excelent, mai ales noul Riptide GP Renegade, noul nostru joc benchmark, pe care l-am pus la treabă pe acest device. Hai să alegem un circuit și să vedem cum se comportă acest titlu. Iată, deja plouă torențial, ceea ce nu se întâmplă afară. Control responsiv și grafica arată foarte bine. Putem să ne dăm detaliile și ceva mai sus și o să fim încântați de experiență. Se aude șuierul vântului. Iar din nou, toate reflexiile sunt la posturi, nu pierdem niciun frame, iar grafica arată spectaculos. Evident, am realizat și benchmark-uri, hai să le vedem.
Am început cu Quadrant, în care acest scor ne clasează sub Olio X3 Soul Style, în vreme ce Antutu 6 ne pune la 1000 de puncte peste Moto G4, 5000 de puncte peste Galaxy A5 2016 și în general sub X3 Soul Pro. În Geekbench 3 am fost sub HTC One A9 și Moto G4, dar peste LG G4. Sunt experiențe mixte, dacă mă întrebați pe mine, nu sunt performanțe chiar uriașe, să specifice unui mid-range, personal mă așteptam la un pic mai mult, având în vedere acei 4 GB de RAM. Când vine vorba de temperatură, 35,8 grade Celsius după benchmarkul GFX Bench, iar după noul Riptide, 42,8 grade, am depășit limita de 40 cu 2 grade, aproape 3, era de așteptat pentru un joc nou și solicitant, nu este o supraîncălzire foarte gravă totuși. Browserul este acesta, browserul preinstalat, și hai să intrăm pe Mobilissimo. Nu este un browser cu viteză ridicată, lucru confirmat și de Sun, Spider și Velamo, benchmark-uri dedicate. Tastatura virtuală arată astfel, este cea stock. Că despre baterie, acest telefon Olview se prezintă cu o unitate litiu polimer de 3130 mAh și încărcător de 5V și 2A. Hai să vedem cum a stat la testele noastre, cu mențiunea că pe hârtie ni se promit 890 de minute de convorbiri. E bine, la testul de playback video HD în buclă, 9 ore 44 de minute, un rezultat bun, în special având în vedere talia. Sărim peste LG V10 și HTC 10, dar suntem sub HTC One M8 și Olview X3 Soul Pro. În PC Mark, iar un rezultat bun, 7 ore 18 minute, peste Nexus 6P și Huawei P9 Lite, dar sub Olview V2 Viper X și Olview X3 Soul Pro. Dacă vreți să aflați despre încărcare, e bine, 2 ore și 22 de minute, un rezultat ok, peste Lenovo Vibe X3 și X3 Soul Pro, iar bateria primește setări dedicate în această zonă, cele tipice unui terminal Olview modern. Avem aici Power Manager cu Normal Mode, Power Saving Mode, care include și o temă întunecată pentru a economisi baterie, și Extreme Power Saving cu interfața al negru, plus un mod special de economisirea bateriei pe timp de noapte și Doze oferit în această zonă. O baterie de calitate care nu avem ce să reproșăm. Trecem acum la acustică, găsim în zona inferioară două grile, doar cea din dreapta ascunde un difuzor, cea din stânga este doar de decor, în scop estetic, pentru a încuraja simetria, probabil ascunde vreun microfon sau ceva de genul. În fine, avem sonorizare DTS și playerul muzical tipic, care include și egalizarea standard. Am văzut-o pe multe modele Olview și pe acesta. Avem opțiuni speciale pentru căști, opțiuni speciale legate de genurile muzicale și o zonă cu 5 slidere în 5 frecvențe de personalizat. Hai să și ascultăm niște muzică să vedem cum se descurcă difuzorul acesta. Probabil v-ați dat seama deja că avem un volum ridicat, sunet clar, fără distorsionare, chitara se aude foarte bine, basul este bun și notele înalte se aud fără cusuri. Nu contează dacă punem telefonul pe suprafață plată, pentru că oricum difuzorul se află aici și testul cu decibelmetrul ne-a confirmat calitatea sa. Am atins 85,8 decibeli aici, ceea ce înseamnă că depășim iPhone 6 și Galaxy S7, dar suntem sub LG G5, spre exemplu. Căștile? E bine, căștile sunt tipice Olview văzute în ultima vreme, ceea ce le face comode, cu izolare bună, bas bun, volum ridicat și se aud și clar. Dacă le conectăm la telefon, putem accesa funcția Radio FM, care nu doar că ne permite să ascultăm muzică la radio, ci și ne aduce înregistrare de la radio. Hai să vedem. Iată, și aici avem Start Recording, dacă vă auziți o melodie care vă place și vreți să o salvați. Ok, momentul să vorbim despre cameră, gata cu acustica. Avem un setup oarecum familiar. În spate este o cameră 13 megapixel cu blitz LED, este senzorul Sony IMX258, pe care l-am văzut și pe Olview X3 Soul Style, de altfel. În față, cameră de 8 megapixel cu funcție flash screen, adică ecranul se va aprinde cu un alb special ce va servi ca înlocuitor de blitz. Nu avem blitz fizic. Aplicația camera se deschide rapid și nu vreau să vă plictisesc pentru că sunt fix aceleași opțiuni pe care le-am văzut pe Olview X3 Soul Style și multe modele din gama X3 Soul, dacă nu chiar toate. Aici avem setările, inclusiv rezoluție, mod de captură și anti-banding, iar aici opțiunile clasice, de la Super Photo, adică de 5 ori rezoluția standard,
PicNote și GIF, până la slow motion, panorama și macro și professional cu opțiuni de expunere, ISO, balans de alb, shutter și altele. Sus aici găsim efectele. Putem filma până la Full HD, avem și mod Face Beauty, iar experiența în sinea camerei, zoom fluid, o focalizare nu chiar rea, ca viteză, și captură foto și ea destul de rapidă. Toate acestea fiind spuse, cred că este momentul să trecem la galerie, să vedem cum stăm la acest capitol. Iar am sărit de 100 de fotografii și de această dată ele sunt realizate la Brașov și la Poiana Brașov într-o scurtă vacanță. Începem cu cele din Poiana Brașov, era o zi foarte însorită și apoi trecem la Brașov. Observați că la marginile fotografiilor și la anumite zone superioare găsim porțiuni arse sau suprasaturate. Prin planuri bune cu flori, cu detalii bune. Iată aici, cerul este puțin nerealist la capitolul culori, iar aici avem un HDR care face imaginea cam spălăcită. În general, culorile au arătat ok. Avem și prin planuri bune cu flori, ba chiar detalii foarte bune. Cred că este prima oară când văd acul unei albine atât de clar într-o poză. Iar mai departe avem cea mai bună fotografie realizată cu acest telefon. În primul rând că avem un clop foarte colorat, apoi baloanele, totul arată excelent aici. Claritate, expunere, focalizare, culori, tot ce îți dorești arată perfect și în general detaliile au fost foarte bune la captura landscape. Iar avem un dynamic range ciudat, când ai în spate niște lumină puternică și în prim plan ceva mai întunecat, o să observi ceva probleme cu acest model. La interior, dacă vrei să faceți captură de mâncare, trebuie să încercați de vreo 10 ori până iese focalizarea cum trebuie. Am considerat asta atât pe acele paste, cât și pe niște gogoși, sper că nu vă este foarte foame pentru că o să vi se facă poftă instant. A fost nevoie de multiple încercări de focalizare până au ieșit cum trebuie aceste capturi la interior. Panorama are o rezoluție modestă, dar având în vedere că aveam soarele în față, fie el și acoperit de nori, eu zic că s-a descurcat foarte bine camera la culori, claritate și iluminare. Ce e clar e că acest telefon are mai puține probleme cu dynamic range-ul decât X3 Soul Style și face și niște selfie-uri foarte bune la capitolul textura pielii, felul în care arată părul și fundalul, care nu este blurat aici, deci sunt încântat de selfie-urile acestea cu cameră de 8 megapixeli. În general, senzația a fost că avem o cameră foto la nivelul celei de pe LG Nexus 5X și cam cu 5% sub Galaxy A5 2016. Hai să vedem cum stăm la captura nocturnă. Aici avem culori rezonabile, un blitz puternic, halo-uri mari ale iluminării stradale, claritatea spune că este rezonabilă la unele cadre, dar în anumite zone nu prea mulțumitoare, iată cât de blurate sunt zonele iluminărilor stradale. Rămâne blitzul bun, detalii ok și culori rezonabile, dar nu bate vreun record și nu se remarcă printre alte modele. Captura video, o să accesăm folderul video pentru a o vedea mai clar. Ok. Avem de-a face cu filmare MP4, Full HD, 30 fps, 17 Mbps, evident noaptea scad toate acestea. Microfon bunicel, claritate bună, imagine puțin tremurată, cam arsă ca și fotografiile în această zonă, expusă la soare. Și avem aceste schimbări bruște de expunere, care aici nu sunt chiar foarte grave, dar în clipul următor sunt. La zoom in am pierdut serios, chiar foarte serios din detalii, iar aici este acel clip care schimbă brusc și violent expunerea, ceea ce nu ne-a plăcut deloc. Un cer artificial ca nuanță și filmează sub Galaxy A pe timp de zi, modele Galaxy A cele noi. Noaptea scădem la 16 fps și 10 Mbps și rezultatul arată ceva de genul halo-uri mari, un clip gălbui și imaginea nu este foarte clară. Culorile sunt rezonabile, este clar un telefon care nu e făcut pentru a filma noaptea și ziua parcă, doar parcă, X3 Soul Style filma un piculeț mai bine, cam asta ar fi impresia mea. Când vine vorba de conectivitate, primim aici un telefon dual SIM cu suport pentru LTE categoria 6, adică viteză teoretică de download până la 300 Mbps. Avem FDD și TDD, un slot micro SIM, unul nano SIM, HSDPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN, port USB Type-C și Wi-Fi Direct. Apropo, primim și cablu OTG la pachet. Aici este dialerul cu funcții ca blacklist și speed dial, iar apelurile au volum ridicat, sunet clar, semnalul este bun și microfonul își face treaba bine.
aruncăm o privire și asupra testului de viteză, 4G și Wi-Fi, ca de obicei, le-am trecut în revistă, 79 Mbps download în Wi-Fi, 25 în upload, am văzut viteze mult mai mari, am sărit și 100 de mega, deci se putea mai bine. Cât despre 4G, hai să vedem, aici avem 42 Mbps la download, 23 la upload și aici am văzut mai bine, dar stăm totuși binișor și depinde foarte mult de zona în care s-a făcut testul și de cum mergea antena respectivă în acea zi, să zicem, și cam acesta ar fi comportamentul telefonului la capitolul conectivitate. Iată, ne ajung și la secțiunea OS, UI și aplicații. Rulăm Android 6.0 Marshmallow cu o interfață foarte familiară, personalizată de AllView. E bine, în lock screen găsim aceste mesaje inspiraționale și link-uri spre site-ul AllView și ofertele lor. Apoi zona drop-down pentru notificări, swipe up și control center cu aceste funcții de conectivitate și extra shortcut-uri, inclusiv unul pentru apelare falsă și cameră și alarmă. Mai departe, ținem apăsat pe home screen și avem aplicații, widget-uri, unele 3D pentru vreme arătoase și efecte. Swipe în sus, extra personalizări cu Launcher Team, Edit Desktop, Search, Wallpaper, Desktop Settings și System Settings, legate de gesturi și loop-ul acestui home screen. Și când zic loop, mă refer la această buclă, nu la vreun loop. Mai departe, avem de-a face și cu, evident, setările. Găsim opțiuni clasice de conectivitate, Do Not Disturb, securitate și în zona de securitate avem un Guest Mode, avem și criptare și scanner de amprente care trebuie securizat cu o parolă de rezervă. Ok, și hai să vedem cum deblocăm telefonul. Vom apăsa pe acest buton Home, înainte de asta trebuie să și deblocăm device-ul, să-l scoatem din standby. Putem să facem asta apăsând direct pe acel buton sau pe butonul Power și apoi pe acela cu degetul. Recunoașterea amprentei este foarte bună, setup-ul este un pic cam lung și aș fi preferat un senzor care să recunoască direct din standby, să nu fie nevoie să deblocăm terminalul. În fine, în Advanced Settings găsim gesturile smart obișnuite, întoarcem telefonul invers, ducem la ureche pentru a suna, desenăm pe ecran simbolul și altele, acest Suspend Button clasic și ceva numit Edge Bar, sigur vă este familiar, l-am mai văzut pe un telefon AllView cel puțin, e foarte simplu, facem swipe în această zonă și declanșăm această bară de shortcut-uri, fie în stânga, fie în dreapta ecranului, după cum vedeți, pur și simplu swipe pe butonul Home și se activează foarte ușor. Este inspirată de modelele Galaxy S Edge și oferă încă o modalitate de a invoca niște shortcut-uri. Cam acestea ar fi opțiunile, inclusiv unele de personalizare a butoanelor ce franchează butonul Home. Terminalul vine și cu Immersion Haptic, adică vibrații speciale pentru jocuri, ca să le simțiți mai puternic, mai ales la jocurile de curse. Iar când vine vorba de aplicații, am numărat 55 de aplicații preinstalate, deci avem bloatware. Se remarcă o aplicație pentru turism, Bitdefender Mobile Security, Chameleon, mod special pentru copii, apoi o suită Office, avem Excel, Word, PowerPoint, mai avem și Skype, și OneDrive, și OneNote, Outlook la pachet. Ce mai avem aici? Avem și System Manager, Theme Park și un Video Editor. Ok, cam atât despre acest telefon, AllView X3 Soul Plus și acum este momentul să discutăm despre aspectele pro și contra. La aspecte pro intră designul elegant, construcția solidă, faptul că nu are lag, are performanță bună, baterie de calitate, acustică de top, de asemenea fotografiile, o cameră principală arată binișor, selfie-urile sunt fără cusuri, zic eu, iar pe partea de conectivitate stă iarăși bine, avem aplicații Office la pachet, nu cred că se supără nimeni legat de asta și se descurcă ok și la gaming. Pe partea de aspecte contra aș numi faptul că ecranul putea fi mai luminos, trecem de temperatura limită la jocuri, nu se încinge foarte rău, dar trece de temperatură, benchmark-urile trebuia să fie un pic mai mari, la 4 GB de RAM, zic eu, unele probleme cu dynamic range-ul la fotografii, iar captura video putea fi mai impresionantă, mai ales pe timp de noapte. Și avem și bloatware. Rămâne un telefon next level după AllView X3 Soul Style, este nivelul următor. Ce este grozav aici? Bateria, selfie-urile, performanța și eleganța design-ului, mai ales cu această bandă albastră care te bântuiește, ca să zic așa, în sensul pozitiv. Nu prea mai vedem așa ceva pe alte telefoane ziua de azi, doar această bandă albastră de jur împrejurul telefonului, care te face să-l ții minte dintre atâtea modele X-Ray Soul. Avem Light, Mini, Plus, Pro, Style, dar banda asta este unică. În fine, primim și Office la pachet și este clar un rival pentru modelele Samsung Galaxy A2016 care își face treaba bine. Și acum niște note. Ei bine, aflați că acest model primește de la noi un 9,1 pentru design, un 8 pentru display, 8,50 la hardware,
la baterie un 950, benchmark o notă de 8, iar pentru audio un 9,2, în vreme ce camera ia 8,5, conectivitatea 9, temperatura ia 8, iar OS și UI 9,2 și în cele din urmă prețul ia 9. Nota finală pentru acest model este de 8,72 din 10 și aceasta a fost recenzia lui AllView X3 Soul Plus la mobilissimo.ro. La revedere!